sfert de oră. Da, dar să nu... Da. Ne pun pe ceas. Te ar trebui să o pun acolo cu... Da! Asta e camera principală. Ha? Nu. Nu te chinui aici. Nu, aș de că n-am asta spate. I-am dat plin? Opa! Opa! Toată lumea pe ce e interesant. Zindea, nu? Ma-a! Ma-a! Iom. Ma-a! Opa! Ma-a! Și? Așa, cum... Va fi un filmuleț cu animal. Cum a fost? Aia de ce bine. Ia zi, Irina. Ce ți-aduce aminte din workshop? Destul de mult. Așa. Nu mi-aduc aminte. Păi... vrei să vorbesc la modul cronologic ce am făcut? Da. Aoleu. Păi... Ne-am întâlnit cu nenea. Nenea Wojtek Zemilski ne-a introdus în temă. N-am știut multă vreme care-i tema. Dar prin temă la ce te referi? Tema performance-ului, cred, sau cum să... Crezi spectacole altfel decât clasic, fantastic, cum suntem noi învățați la școală, pornind de la text, pornind de la whatever. Așa. Și ca de obicei, din punctul meu de vedere, când e vorba de performance, oamenii nu știu cum să-l definească. În continuare, e definiția, e undeva între, se poate face orice, din orice, oricând, oricum. Ceea ce da, așa e. Dar eu nu cred că e numai așa. Și cumva ce am lucrat zilele alea mi-a întărit această idee că nu e orice, oricând, oricum. Mm. Adică e, dar nu aveți tot gustul să explic. Bun, hai, cine-i Wojtek ăsta? Ce ați reținut? Cine ar fi acest Wojtek? Ce e el? Regizor de teatru performativ, asta am înțeles eu, sau de performance-uri. Artă performativă. Artă performativă. De regizor, din Polonia. Da. Care știe câte limbi zicea că știe străină. E poliglot. Scria pe site-ul lui, pentru că are site. Mm-hmm. Deci plătește și hosting. Așa, și ce scrie acolo? Ce ne mai... Despre el? Sau da. Despre ce face? Despre ce face el. A, despre ce face. E tare așa. Face chestii multe. Păi ce face? Regizează, eu asta știu, de aici am regizor, regizează și cumva felul în care lucrează e un pic diferit și nu neapărat față de cum suntem noi, obișnuiți. Eu cam asta am înțeles din lucru cu el. Adică nu pornește neapărat de la un text sau de la o operă scrisă sau nu știu, device sau chestii de astea, are alt stil de lucru, prin alt stil. Bine, o să zic doar ce am reținut eu. Întrebarea care era, cum să fac ca ceea ce este să fie mai bine pus în evidență? Asta e întrebarea pe care am reținut-o eu și care mă gândesc că poate fi folosit în indiferent ce, în ce stil ai lucrat. What is there? Ce e acolo, nu? Și cum să fac să fie mai bine pus în valoare? Asta. Nu să mai zic ceva, mi-am adus aminte acum când vorbea Șoban și de, mă rog, e un lux sau eu așa-l văd, poate am reținut aiurea,
dar faptul că își lasă timp în timpul procesului ca limbajul spectacolului să se nască acolo și nu vine cu temele făcute de acasă, ceea ce pe de o parte poate să fie foarte bine, dar pe de altă parte se nasc lucruri pe care nu ai cum singur acasă să le descoperi prin, nu știu, prin procese raționale. Da. Ai dat seama un pic cu improvizația ce face. Cel puțin eu am găsit lucruri în comun cu ce am învățat noi la școală, ca fiind impro. Teatru, impro. Și eu m-am gândit la asta cu impro. Mie după... Adică mie se pare că într-un fel exercițiile astea și ce am făcut noi cu el e mai mult de ponderare a minții, să nu te duci în toate mizeriile, știi? Da, da, să nu te apuci să, nu știu, curatorie. să iei ochelarii ăștia, să începi să-i faci telefon, să-i faci nu știu ce, să iei ca fiind obiectul, băi, ce e, eu trec de ochelarii, știi? Să lucrezi cu realul și după să treci, să-l transformi în ceva mai... Da, știi? Da, e chestia asta, știi, că avem tendința uneori să, nu știu, supralicităm noi în zona ideilor și să căutăm sensuri noi în timp ce facem. Pe când, și mie mi s-a părut și exact ce zicea Tibi, chestia asta, treaba mea ca actor deocamdată e să mă ocup de treaba aia simplă. Lasă ideile, lasă... Asta, de asta e un regizor acolo, ca să-și dea seama către ce merge. Și asta cu, că ziceați de impro, mi se pare că toate principiile de impro sunt acolo, doar că le denumea altfel, un pic, da și din impro, pentru el era whatever's in there, it's perfect. E un mod foarte frumos de a o pune în cuvinte. Și, nu știu, eu am luat chestia asta nu ca, și cred că a și zis la un moment dat, că e doar o metodă de lucru. Știi, de-a, prin chestia asta, real-time composition, ajungi într-un punct. Și de la punctul ăla, începi și, nu știu, îi dai lucrului pe care l-ai creat, îi dai niște valențe mai apropiat teatral de cum suntem noi obișnuiți. Știi, adică a zis și el la un moment dat că nu ar trebui să rămână așa, că majoritatea performerilor fac o treabă proastă pentru că găsesc ceva și cred că acel ceva este ăla e. A și demonstrat, nu? Adică noi am lucrat practic cu el și demonstrat chestia asta la un moment dat, nu mai știu când, când a renunțat el, a intervenit el la o idee care era de la început și noi tot o dezvoltam, dar nu mai știu exact în care, și a intervenit el și a zis, ok, decid ca și regizor că asta nu funcționează și ăsta e momentul în care take the trump card and say ok, uitați de asta. Adică, apropo de ce face el și ce regizor, are funcția asta de curatoriere a ideilor. Mai am sărat acum 2 minute, mă-mi place și o să văd că sună așa. Cred că e bun, cred că e bun. Mi-așa, mi se pare. Adică mi se părea că era foarte... prezent, așa, știi, și... Da, și mie mi se părea că era și foarte deschis. Când ne-am uitat și la spectacolul ăla... Nu am uitat. Când ne-a arătat spectacolul ăla, cumva, după când l-am întrebat cum a lucrat și a început să ne povestească așa cum a făcut și cum au descoperit ideea de ce folosea ei acolo cu o cutie și se jucau cu chestia aia, adică ce și ce a zis Irina, că n-a venit cu... Eu asta am zis, că n-a venit cu totul de acasă scris pe foaie, vom face așa, acum o să intrăm în cutie și facem și trecem și cumva era super deschis la propuneri și gen, adică destul de apropiat, deci cam și cum am lucrat noi. Deci discuția pe care am avut-o eu cu el, că m-a întrebat, bă, ce vrei să predau? Și a zis, băi, pe noi ne interesează cum lucrezi tu. Și cred că, și acum cred în continuare că e prins în, într-o perioadă în care, după atâția ani de practicat real-time composition, cumva superchestionează chestia asta. Și era, da, că mie mai îmi place asta, adică am făcut mult timp asta, dar acum nu mai vreau, dar nu mai îmi place, dar nu mai nu știu ce. Și eu am zis, bă, e foarte bună ipostaza asta în care te afli tu acum, că nu știi dacă... Adică mi se pare că l-am prins așa într-o...
ceva cu care ne confruntăm oricum cu toții la un moment dat sau mereu. Și ai, mă, whatever, ce-ți vine, la mod, să-ți placă și ție, adică cred că e mai mult de, despre întâlnirea dintre noi decât despre învață-mă asta de la A la B. Și asta cu real time composition, n-a fost deloc numai asta, știi? Păi da, da, da. Da, cumva mie mi se părea că era și super deschis la, adică chiar dacă dădeam un bară, n-a fost, nu, you're doing it wrong, adică... Cum am vorbit și noi atunci, zicea și Daniel, că observase chestia asta, că atunci când nu zicea că nu-i bine, dar începea să-ți povestească de... Da, am avut un spectacol în care și actrița a făcut nu știu ce sau actorul a făcut nu știu ce și după aia și cumva din asta tu te prindeai ca, deci sunt pe lângă, am înțeles, da, da, da. Sunt pe lângă, am înțeles, bun. Dar cum v-ați simțit în momentele în care ați fost pe lângă, uite, ca nu te întrebare? Eu n-am avut nicio treabă, n-am avut nicio presiune că, nu știu, vai de mine, am greșit, trebuie să, cum să fac să fie bine sau așa. În general, stăteam și dacă vedeam că nu compilez ce se întâmplă, stăteam un pic și mă mai uitam, zic, bă, hai că pot, hai să mă concentrez un pic să văd exact ce se întâmplă. Cel puțin zilele alea în care am întârziat și deja se întâmplau niște chestii și cumva mă uitam și nu înțelegeam dacă... ce propune sau ce voiam eu să fac, dacă eram în temă, în ce se întâmpla acolo, îi veneam în ajutorul exercițiului sau efectiv încurcam, știi? Dar n-am avut, eu nu n-am avut nicio presiune de să fac să fie bine, să eram, băi, na, e un workshop, I fuck it, aia e ce se întâmplă acum. Era cumva cea mai naturală chestie posibilă. Da. Da, nu știu, eu am pățit, cred că aproape de fiecare dată am dat un bar în cel mai stupid mod, să știu imediat că dau un bar, continuam să fac chestia aia dacă tot m-am apucat de ea. De-aia este omul ăsta aici ca să-mi zică unde greșesc, nu neapărat că greșesc, că nu cred că asta e, cred că asta e diferența, știi? Că nu ne-a zis, băi, greșești. Da. Ne-a zis, uite, E o variantă, dar mai aproape de metodă e alta, da. Da. Uh-huh. Mine și-a și pus foarte multe în faza pe chestia asta, că suntem pe un teren necunoscut, că asta facem, descoperim, săpăm într-un loc în care nimeni nu știe, că până la urmă, asta zicea și el, nu că e real time composition. Uh-huh. De fapt, asta și e, că pornești, dacă nu pornești la un text sau nu pornești la o situație sau ceva, practic te bagi într-o chestie în care nu știe nimeni ce e, adică depinde de tine să faci să fie ceva acolo sau... Adică asta cu greșitul, adică eu m-am asumat de la început, că n-ai cum să nu greșești în condiții în care nu ți-a dat nimeni lista cu, știi? Plus că așa înveți, adică mie mi se pare că prin greșit, acum dacă mă întreb ce am învățat, eu mi-aduc aminte unde am greșit și m-am corectat și mi-aduc aminte corecturile, știi? Da, da. Adică aș putea să zic aș, cum să nu, mai simplu decât, știi? Să-ți dau, să zic, uite, ca să faci real time composition, trebuie să faci așa, așa, așa. Merg mai simplu să zic, uite, eu am greșit acolo când am făcut aia și după aia m-a simțit mai bine făcând așa. Mm-hmm. Dar nu v-a frustrat? Ba da, eu asta vreau să zic. Eu am avut un moment de frustrare, cred că pe la mijlocul workshop-ului, adică în primele zile eram foarte excited, dar la un moment dat când aveam senzația că nu că greșesc, dacă... Că nu înțeleg, adică la un moment dat nu înțelegeam care erau principiile sau, da, și atunci m-am frustrat, dar mi se pare că e cumva, știu că poate să sune cheesy, dar faptul că au fost 10 zile, doar 10 zile, mi se pare că am trecut așa prin toate etapele unui proces de învățare. Am fost și excited, am fost și frustrată, am fost din nou încântată și la final chiar mi-a, adică mi se pare că atunci... Nu știu, poate intrasem într-un flow și într-o plăcere de a încerca lucrurile. Poate și ultimele exerciții pe care le-am făcut erau cumva mai permisive, adică nu erau în real time composition. Da, da, eu am fost frustrată la un moment dat. Nu, că m-am și eu m-am enervat pe el, adică ce? Mă să nu că și pe mine m-a fost super, super, super tare. Dar îmi plăcea cumva, adică îmi plăcea faptul că mă confrunt cu ceva ce nu înțeleg. Dar eram super sigură cumva că la un moment dat o să înțeleg. Eu m-am gândit la un moment dat dacă e o prostie, dar n-a durat mult, chiar n-a durat mult. Genozic doar că ne filmăm acum. Dar am avut așa, nu știu.
cine vede asta din exterior. Dar concret, concret, că așa, adică mi se pare niște chestii de feeling foarte mult și niște, adică cu ce am rămas fiecare la nivel general. Dar concret, concret, ce am făcut? Adică în acțiuni, ce s-a întâmplat concret? Adică era treaba asta de încălzire? Da. Că era cumva o rupere din vii de pe stradă, vii de unde vii și erau combinații de, adică mie mi s-a părut că a făcut așa un platouaș cu noi. Și pe treaba asta de încălzire, la modul că așa am pus aici o măslină și așa pe muzica asta rap și aici întindeți picioarele și pe urmă se reluau, dar le mai mixa, reluau, se mai, da, le mai mixa așa între ele. După era treaba cu numărătoarea pe care o făceam, dar cred că am dat și skip de vreo două ori. Cred că au fost vreo două zile în care n-am făcut-o. După a fost treaba aia cu grupurile, cu urmărirea. Mm-hmm. Aia a fost super drăguță. Da, dar erau lucruri care erau asamblate cumva ca un platou. Da, exerciții basic fac... de la da. Școală. Da. Mm? Și erau cumva, eu ce am simțit, cumva pe partea asta de încălzire, că mi se pare că față de, nu știu, când am mai fost între stacriate, au trecut, dar când am, nu știu, când repetam la ceva sau în facultate, când făceam încălzire sau lucruri de genul ăsta, că era așa cu o presiune sau acum trebuie să încălzești corpul și erai foarte concentrat pe corp și era o din asta de presupunea cumva un efort că facem treaba asta. Pe când aici mi s-a părut așa dintr-o chestie lejeră, era ok și acum hai să facem asta. Și îmi spărea că e o chestie fluidă, nu vine cu încălziți-vă corpul, că o să dați de dracu un actor, trebuie să aibă corpul super, super bine încălzit. Ce mi se părea mai grabă că e o parte integrată foarte fluidă așa în proces și ce pregătește el să facă și în deconectarea de cum ai venit tu de la tine de acasă, pizdamăsi. Și că și multe din astea de încălzire puteau, adică puteai să pleci de la ele în dezvoltarea unui lucru spectacologic realmente. Da. Adică aia cu stolurile care vin din coreografie, că ele are și o bază coreografică de care nu a zis sau sper că nu mă înșel eu. Așa am citit. Care e și coregraf. A, el e coregraf? Eu așa am citit. Trebuie să verificăm, eu așa mai știu. Nu, cred că pornește bine. Și eu țin minte că am citit că ar fi coregraf. Absolvent de filosofie și după regie și coregrafie. Dar asta cumva se simte, că ar putea să, că era mai mult preocupat de partea nu corporală a lucrurilor, tangibilă, mai puțin decât, sau nu știu, poate nu e neapărat un argument, dar că nu-l interesau neapărat chestiile raționale, știi, bă, ce vrea să zică textul, cine ești, de unde vii, chestiile alea clasice pe care le învățăm noi, ce era mai mult interesat, poate ca în zona de coreografie, de ce acum și aici, mai empiric, așa, mai... Concret. Cred că e o simplificare rațională cumva, adică în raționalizare și așa, că practic tot rațional te pune să fii, știi? Adică bine, în etapa în care ai descoperit un lucru și îl faci în continuu ca un mecanism și te duci și îl duci și la un moment dat nu mai ești rațional, că îl faci din ce în ce mai, adică investești din ce în ce mai multă energie, dar până acolo tu trebuie să te concentrezi cumva rațional la lucrul ăla, nu-i nimic pe simțit, eu simt că aici trebuie să nu știu ce. Și cred că e, de fapt, un fel de exercițiu de autocenzură, să zic așa. Adică mie mi-a rămas în cap treaba asta cu ideile. Că, de fapt, spectacolele, dacă te uiți la oferta culturală europeană sau mondială, o să vezi, de fapt, un concurs de idei. Cine a avut ideea cea mai bună și cât de bine a pus-o în practică și ce idei deștepte a băgat într-un spectacol. Și cumva el propunea prin exercițiile pe care le făcea fix renunțarea la lupta asta de a avea o idee super tare, știi? Și să te bazezi, îți faci un spectacol sau îți faci un rol pe o singură idee sau pe două idei și sunt geniale și tu speri să fie genială. Dar de fapt omiți că nu te mai concentrezi, știi? Nu te mai concentrezi la ce ai efectiv de făcut cu lucrul ăla. Te bazezi că el e suficient de puternic încât o să... Eu am reținut un pic altfel, dar da, tot așa în direcția asta, că zicea că mulți facem tocăniță, știi? Și cumva cred că de asta că am rezonat eu, că am tendința să fac o tocăniță mereu, pentru că îmi vin super multe idei și le bag una în alta și am senzația că cu cât sunt mai multe și mai
colorate, cu atât mai bine, dar de fapt la el e invers, e un minimalist. Și cumva asta cred că ne-a învățat, să luăm o sămânță, un fir roșu și să-l exploatăm pe ăla până iese ceva concret. Ziceam? Așa. Că eu am auzit, de exemplu, în facultate căcatul ăsta, un spectacol trebuie să aibă 3 momente bune. Știi? Și era o chestie care ne era băgată în cap din școală și e mega stupidă. Și pe aia tu cumva, na, că n-ai prepere sau ceva, îți rămâne în cap, știi? Chiar dacă vrei să debarasezi de căcatul ăsta, dar tot trăiești cu el la modul unde e momentul bun, știi, încercând să vânezi. Și apropo de genul ăsta de lucru invers, de încercând să realizezi din start momentele alea bune. Și apropo de tocănița de care ai zis tu, da, tocănița e o încercare de a împăca și a lega niște lucruri pe care ți se pare ție că e teatru și whatever goes și o să le împaci la un moment dat, dar nu se întâmplă niciodată, știi, de fapt. Și că el pornind de la un concret și forma, adică forma e prima, că asta e de fapt ideea, forma apare prima și apoi ideea care îmbracă forma, mi se pare un demers mult mai sănătos și mult mai n-am cuvinte, coagulat, cred, coerent, chiar dacă pare că de la chipsul ăsta de pe masă nu ai unde să te duci, știi? El a și zis la un moment dat chestia asta când vorbea de real-time composition, că trebuie să te uiți la ce e în scenă ca la un obiect. Și cred că aici o chestie importantă, că dacă te uiți ca la un obiect, la fel, nu că tinzi, dar nu mai complici lucrurile. Creierul nostru are nevoie de sens și o să-l caute pe niște poteci care sunt deja bătătorite, adică cumva încercând să ne... Nu știu, mă gândesc la momentul cu Claudia, cu stinsul și aprinsul luminilor. De la un punct încolo a devenit clar că e o chestie de zi-noapte. Da. Era absolut clar. Dar n-am plecat de la aia, că dacă am fi plecat de la aia, plecăm de la zi-noapte, mi se pare că am fi mers pe o... Nu știu, am fi găsit imediat clișeul și ne-am fi agățat de el, că ăla e. Și așa am găsit, nu știu, altceva care nu semăna... Adică, pentru mine, cel puțin... ăla cu exercițiul cu Claudia, cu luminile pe zi-noapte, n-a semănat cu nimic din ce am văzut eu. Sau poate, da, semăna într-o oarecare măsură, dar erau niște elemente acolo foarte distincte și foarte specifice și altfel. Ce-am mai făcut, că întrebai concret? Am lucrat împreună. Țin minte exercițiul ăla în care fiecare a construit cu obiect. Din obiecte și aveam câteva obiecte, nu? Băț, piatră, post-it, poci, adică o serie limitată de obiecte și pe echipe fiecare și-a ales câte un tip de obiect și am construit împreună o formă, ceva. De asta mi s-a părut, adică ăla mi s-a părut un exercițiu foarte fain de echipă, în care, știi, seamănă cu ăla din teatru, cu nu știi cine e liderul. Să iei decizii în echipă. Eu am un tip de... Vezi ce iese din combinația autentică a două minți creatoare, nu? Da, și că era foarte fain principiul ăsta cu să fii humble, să fii onest, de fapt, și să nu încerci să acaparezi tu, știi? Și să vii tu cu foarte, foarte multe propuneri, ci să încerci să-l urmărești pe celălalt, să mergi pe propunerea lui, să fii mai degrabă un servant. Da. Și e cumva, adică mie îmi se pare în direcția cealaltă față de școala noastră, unde te învață să fii sclipitor și să improvizezi, să faci o cioacă, să nu știu ce, să-ți dezvolți, să ai, să fii foarte bun, să știi, să lucrează foarte mult individual. Și poate da, în dans se fac coreografii la comun sau lucruri de genul ăsta, dar pe relații, adică toată lumea, eu în facultate auzeam asta cu, e super bun un spectacol sau o scenă când partenerii se ridică unul pe altul,
Dar nimeni nu mi-a explicat vreodată cum aș putea să fac asta, știi? Adică am primit sfatul, uită-te la celălalt, ok, mă uiți, acum ce, știi? Adică la ce să fiu atent? Sau există vreun mecanism rațional? Sau există vreun mecanism, adică ar trebui să simt ceva din partea lui? Știi, se creează uneori relații false. Adică chipurile îl ajuți pe celălalt, dar tu ești acolo în capa tine și eu după asta o să-mi dau replica. Adică vezi de multe ori în scenă lucrurile astea, știi? În spectacole, adică se observă asta, că relațiile sunt false. Da. De fapt, stai aici, uită-te, dar nu e un schimb, adică oamenii nu se ajută unul pe celălalt. Foarte rar vezi când oamenii chiar sunt acolo și hai, acum tu, acum eu, sau nici nu trebuie acum tu, acum eu, că nu e un schimb neapărat, e de ce se întâmplă. Aici se vedea în exercițiile pe care le-am făcut cu ea. Da, aici era o completare, adică tot timpul veneai în completarea celuilalt, nu veneai să-i distrugi, sau când îi distrugea era foarte clar, trebuia să fii super conștient că tu pui punct și trebuie să te gândești de 7 ori dacă pui punct unui lucru pe care celălalt îl face. Bă, asta cred că a și fost interesant, că întreba Irina sau se întreba oare cum se vede din afară sau cine vede ce crede. Cred că odată ce, adică pentru noi că știam regulile jocului, era interesant să privești din afară, că vedeai fiecare ce decizia ia în timpul lucrului, vedeai sau cum ia deciziile, ce decizii sunt pro ceea ce este, ce decizii sunt contra, ce decizii schimbă, ce... Adică chiar era interesant de privit și n-ai zice, adică n-ai fi, eu n-aș fi zis de la început, dacă ne, nu știu, sau mi-ar taie și nu înțelegeam despre ce vorba și fost boring. Dar fiind în proces, mi s-a părut foarte interesant, pentru că nu m-am plictisit de asta mult, a stat... Stăteam cu... Câte ore pe zi? Păi de la 10 la 4, 6. Ca la școală. Programul la 4, școală. Nu? Da, o pauză. 4, 4 jumate. 4, 4 jumate. Cu un pic de pauză la milă. Deci stăteam, adică aveam două sesiuni de lucru full. Da. Daily. Și asta chiar... Mie mi-a ținut interesul asta, vreau să zic, că n-am avut... momente în care, știi, să mă... plictisesc enorm. Da, și erau și niște reguli simple. Adică mie asta mi s-a părut, că erau niște reguli foarte, foarte simple. Da. Nu... Care, Daniel? Ia spune-ne reguline. Dar de ce să spun eu? Păi și tu m-ai luat pe mine la interviu și poate... Ia, dar zi, nu care spun sunt eu, reguline? Vreau să fie o chestie colaborativă. Păi colaborează și tu atunci. Păi primul lucru era că punem de la un element, nu? Sau de la nimic? Pune. Sau de la nimic, de, de la spațiu. Era ideea, iar o chestie, porneai cumva fix de la spațiu, știi că a zis asta la un moment dat, că uitați-vă foarte bine la spațiu, că... A plecat la concret, nu plecat la aici este o grădină și eu sunt în, la etajul 2 într-o cameră neagră. Adică... aerul condiționat la 16 și mă imaginez că sunt în, nu știu... Nu vorbim. Da, în... Adică pleca de la concret asta. Da, și că avea, uite, nu trebuie să ai niciun element în spațiu care, adică pe care nu-l vrei acolo, în momentul zero, când începe toată treaba asta și în rest poți să te legi de absolut orice. Important este să am început, nu o propune. Da. De obicei intervenea, începea cineva cu ceva foarte simplu. Ori o mișcare, ori un sunet, ori o mișcare, un sunet, ceva. Ne-a ajutat prin faptul că ne-a adus o selecție de obiecte, să zicem, curatoria de acest scopul pe care l-am descoperit, zicem. Nu, aveam o selecție de obiecte din care să ne alegem în caz că, na, să ne ajutăm în caz că... Nu, și venea cineva cu un obiect și făcea ceva. Și nu de aici a început toate greșelile. Și cei din afară trebuiau să aibă întrebarea în cap, ce e acolo și cum îl pot ajuta. Să fie mai mult din ce e. Da. Nu din ce aș vrea eu să fie. Asta era important. Și cumva trebuia să faci cele mai basic acțiuni. Adică mie mereu mi s-a părut că e aproape ca o deconstrucție de noi ca la improvizație. Gen, trebuie să te gândești, să dai la o parte toate ideile și toate acțiunile care îți vin în minte și să faci una simplă, singură și să fie repetitivă. Cumva repetitivă și din repetitivitatea aia se duce să naște? Nu neapărat repetitivă, țin minte. Zicea să fie acțiunea cea mai la îndemână, adică dacă 5 ne-am gândit la ea și e cea mai comună, prima idee, aia e bună.
Da, cumva asta am reținut, da. Să nu fie ceva special. Păi, era tip, gen, devine după repetitiv. Era repetitiv. Adică e cea mai basic, dar e, adică e cea mai de bază chestie. Dar după ori repeți ca să vezi ce se nască. Ca să-i dai timp să se nască. Da, și să se dezvolte. Și oricum se dezvolta în funcție de cum îți defineai tu ceea ce vedeai sau ceea ce făceai. Da. Că... Nu? Da, asta era super important, că exista această repetiție și se transforma în altceva, scuze, se transforma în altceva în momentul în care tu defineai altfel lucruri pe care îl făceai. Sau, eu nu știu dacă îl defineai altfel, țin de, mi-a rămas foarte bine asta în cap, ceea ce e puțin diferit, adică uneori și pe scenă face asta în procesul normal, să zicem, dar chestia asta că te întreb în permanență, da. What am I doing? Da. Ce fac? Da. Ceea ce cumva, da, rațiunea asta în mod normal nu e neapărat încurajată, că te, nu? Adică, pe scenă, zici. Pe scenă, da, într-un teatru cumva clas, mă rog. Da, nu. Da, dar dincolo de asta e, ăsta nu era un... Adică nu e un exercițiu prin care faci un performance, adică ai făcut exercițiul ăsta și pui publicul și gata. E un exercițiu prin care construiești ceva. Performance, spectacol, adică e un exercițiu de lucru, da, în a descoperi și a, nu știu, a crea lucruri și a crea chestii concrete și... Corect. Că odată, adică, ce l-ai făcut, nu te mai începi, da, să faci. Adică deci în momentul ce ai descoperit lucruri, încep să mixezi lucrurile pe care le-ai descoperit sau să le duci mai departe sau să... Da, și el ceea ce... ca o bază sănătoasă, pentru lucru, nu? Da. Și că nu o să te gândești în timpul spectacolului dacă tu ai descoperit că funcționează o chestie, o relație, un lucru, știi? Nu cred că o să te mai gândești și acum ce, știi? Că nu-i de... Nu-i de... Sau poți să-l faci pe treaba, cred că se transformă, se duce în... Deci dacă e real time. Proces de lucru, de fapt. Ne-am dat niște tipsuri, am învățat, pe care putem folosi în... și în lucru clasic, sau nu... Nu e asta sterce. Că am învățat niște chestii pe care pot să le pun ori în ce aș face, că, adică ori, ori în ce natură, că nu trebuie să fie neapărat teatru performativ sau cum Dumnezeu cum mai numit, real-time composition. Poți să o faci în orice... Vezi, că așa device, când te împiedici, dai start real-time composition și te uiți la ce e și automat se, da, dezvoltă. Deci te ajută să nu te pierzi, nu? Te ajută să nu te simți... Mă gândesc eu, la ce m-a ajutat? Să nu mă pierd când lucrez într-o construcție în care habar n-am ce fac, nu? Că uneori asta e, dacă nu știi ce faci și te panichezi, te blochezi, te pierzi, vrei să pleci acasă. Așa, dacă iei ce te-a învățat voi, te practic calmezi și zic, bun, hai să vedem. Și nu te mai pierzi, te ajută să mergi mai departe. Altceva, ce nu? Cumva să găsești cea mai firească idee născută din ce e, de acolo, nu să... Da. Mă duc acasă să o visez și să o lipesc cumva, să bag un hebru. Deci mai puțin stres, ne-am votat. Mie îmi pare că e un instrument foarte bun să ieși din capul tău, în sensul că mi s-a întâmplat, de exemplu, să lucrez la ceva și să fie atât de în interiorul a ceea ce lucrezi, încât să nu mai dai seama că e o prostie sau că nu contează, că n-are de fapt greutatea pe care o dai tu. Și genul ăsta de instrument în care începi și construiești sau deconstruiești în real-time composition te super scoate din capul tău, tocmai prin ce ai zis tu, că te să găsești cea mai simplă și cea mai concretă chestie, știi? Și că nu mai e totul atât de poetic, o teatral, o labă încerc. Mă rog, m-ați scuzat. Și e chestia asta de orizont comun de așteptare, care dacă am văzut o 5, e clar că s-a creat un orizont comun de așteptare. Ori dacă e orizontul nostru comun de așteptare, cel mai probabil va fi și al publicului. Ceea ce înseamnă că va înțelege și el exact ce am înțeles și noi. Și mi se pare că nu neapărat că ne-a dat, din punctul ăsta de vedere, că ne-a dat un tool, o unaltă pe care să o folosim, cât tipul ăsta de unaltă îți creează oarecare disciplină de lucru, tocmai pentru că e atât de reducționistă, că uite, ziceai mai devreme, sorry că mă întorc la asta, dar ziceai că cum arată spațiul, că am nevoie de chestia asta aici, țin, hai că am repetat cu toții, prin toate clubele posibile. Și eram, păi și aici, ce? Las, ne facem că nu s-a stă aici și... Dar până la urmă asta. Și e o, uite, e o concesie care, nu știu,
E exact ca bătaia de aripi a fluturului, ce creează o fractură în 10 zile de repetiție. Zi din când altă să zică de altă bătaie. Sau cum e bătaia de la Costinești? Te ia, citești o propoziție din tot ce ți-ai notat acolo. Au, de asta, care chiar mă gândeam. Te-am văzut în artă, temele, subiectele, ca și în viață, sunt aceleași, depinde de forma la care ajungi. Adică cumva contează forma. Poți să mai spui o dată, te rog? Deci, în artă, temele, slash, subiectele, așa, așa am notat eu, ca și în viață, sunt aceleași. Depinde de forma pe care o alegi pentru a le exprima. Uh-huh. Și cumva, da, e importantă forma în artă, adică cumva asta e. Adică e o formă și înțelesurile. Știu că ai zis asta. Ce? Ce mai devreme, ai vorbit despre asta. Ziceam că se pornește de la formă. Da, bine, mie nu mi s-a părut că neapărat că e, asta este metoda lui și doar atât, dar cumva păi nu este permis că nu e ceva rău. Bine, oricum nu e ceva rău, dar... Nu, mi se pare că el face, de fapt, devised cu instrumente din real-time composition. Adică, apropo de cum lucrează el, pornește din real-time composition și apoi alege din ce a rezultat, ce anume dezvoltă și cum vrea să le îmbine în devised theater. Da. Eu așa am înțeles adică, că face el, nu știu dacă... Vorbim de aceeași chestie, da. Acum am pierdut puțin. Dar sunt de acord, adică... Oricum nu știm ce s-au luat cuvintele astea, de ce. Da. Art. Bine. Eu cred că atâta. 36 de minute cinstit. A, mai avem 10 secunde să scoatem 36 de minute. Ia, la mine e 36-25. Aaaa, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59. Băleu, a plecat. Băleu. Pa!